Ea este Marcela Mastac, iar el este Andrei Gramatski. Împreună au creat Guga Gaga, o companie autohtonă care produce jucării de lemn. Cei doi gândesc fiecare jucărie ținând cont de etapele de dezvoltare ale copiilor, punând accent pe creativitate, motricitate fină și imaginație. Modelele sunt inspirate din cultura Republicii Moldova, forme cum ar fi ulciorul, moara, oile sau personajele din povești, de exemplu, Cușmalul Guguță. În 2020, Marcela și Andrei au câștigat un grant pentru dezvoltarea afacerii, ca să ajungă la suma necesară pentru cumpărarea utilajelor de prelucrare a lemnului, aceștia au vândut și mașina lor personală. Utilajele au ajuns tocmai peste un an de la plasarea comenzii. Criza economică cauzată de COVID-19, ca orice criză care se respectă, nu a venit de una singură. Vă amintiți de nava Ever Given care s-a blocat pe canalul Suez cu tot cu 12% din totalul mărfurilor din lume? Uite că și utilajele de care aveau nevoie Marcela și Andrei tot acolo se aflau. De 3 luni, utilajele buclucașe lucrează de zor în atelierul din satul Varnița. Acolo prind viață alfabetul volumetric, cifrele volumetrice, cuburile alfabet, ulciorul de stivuire, cușmalul Guguță, Miorița, roata Morii, toate din materiale sustenabile. Anume din acest motiv, acum când vitrinele magazinelor sunt pline de decorațiuni din plastic, ne-am bucurat să găsim la ei un set de jucării de brad din nuc sau fag. Până a fi gata de a agăța pe brad, e drum lung, care începe de la prima schiță a modelului pe hârtie, apoi în Photoshop. Urmează modelarea în AutoCAD, un program compatibil cu utilajele de prelucrare. Adevărata aventură începe la etapa de testare a rezistenței prototipurilor. Când unul dintre ele devine câștigător, se trece la etapa de prelucrare a lemnului. În spatele acestui proces stă Andrei, care este lector în design industrial în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Lemnul folosit la fabricarea jucăriilor este de fag sau nuc. Dacă primul este importat din Ucraina, atunci al doilea a crescut la noi acasă. După ce lemnul este secționat cu ajutorul beschiei circulare, acesta este netezit și fasonat cu ajutorul gealăului electric. Cu aceleași instrumente, Andrei îi dă formă geometrică bucății de lemn și o pregătește pentru prelucrarea la strung, care dă conturul gândit la prima etapă. După ce sunt tăiate bucățile de lemn în surplus, jucăriile ajung în utilajul de șlefuire, unde petrec câteva ore. Jucăriile sunt acum gata de etapele de finisare, așa că pornesc spre atelierul din Chișinău. Aici Marcela le șlefuiește manual pentru a îndepărta orice imperfecțiune care ar putea încurca la aplicarea uleiului, datorită căruia jucăriile devin rezistente la apă. Uleiul folosit pentru finisaje are certificat german și este un amestec de uleiuri minerale și ceară tare, fiind potrivit pentru jucăriile cu care interacționează copiii. După ce se usucă, jucăriile revin pe masa de lucru unde le este atașată ața, încă un moment în care se poate observa atenția la detalii. În acest moment, decorațiunile pentru brad sunt gata pentru a fi împachetate și trimise în casele voastre. Un set de jucării a ajuns și pe bradul din curtea redacției Moldova.org. Le urăm Marcelei și lui Andrei multă inspirație, iar cu tine ne vedem în episodul următor din proiectul Cum se face. Fii alături de noi și nu uita să susții producătorii autohtoni!